Prima întrebare. Din momentul în care ați câștigat mandatul la Primăria Capitalei și până în prezent, ați avut vreun moment în care ați regretat vreo secundă gestul de a candida la Primăria Capitalei? Nu am regretat, dar mi-am dat seama că este mai greu decât am crezut. Și acele momente au fost cele în care primeam amenințări, primeam elemente care voiau să mă intimideze, să mă facă să renunț la lupta mea. Atunci când am început să vorbesc despre creionarea bugetului pentru anul trecut și anumite companii care au căpușat ani de zile capitala se simțeau în pericol și sunt în continuare în această stare. Pentru mama doi copii mici nu este un sentiment prea plăcut să fii permanent în vizor și să știi că ești șicanat și nu doar în trafic. O să vă... Așa. Victor Ponta, candidat cel puțin până în momentul de față la nivel declarativ pe listele PSD-ului, apare într-un afiș electoral al altui partid. Cât de moral este acest gest sau cât de involuntar din punctul dumneavoastră de vedere vi se pare această prezență? Am participat la Comitetul Executiv de la Tulcea, a participat acolo și Victor Ponta, relația a fost foarte bună, colegială, nici nu a fost nevoie de vot dacă va candida sau nu, pentru că a fost un consens, un larg consens și președintele PSD, domnul Dragnea, chiar a și spus că la întrebarea de ce n-ați votat sau dacă ați votat care credeți că ar fi fost scorul, nu a fost nevoie să mai ridicăm și mâna să mai și votăm, pentru că discuția a fost una foarte bună, foarte pozitivă. Chiar glumeau colegii și au spus că singura condiție pe care a pus-o Victor Ponta a fost aceea să nu se facă alianță cu PNL, iar domnul Dragnea i-a spus, păi asta în primul rând eu am declarat și susțin că nu vom face alianță de guvernare cu PNL, pentru că este un partid care susține guvernul tehnocrat, care are miniștri extrem de incompetenți și care pur și simplu nu au făcut nimic într-un an de zile sau au făcut chiar și rău. Și atunci este normal să nu te aliezi cu un astfel de partid. Deci este colegul nostru în continuare. Acum, dumnealui cred că este mai bine să răspundă în legătură cu acel afiș al PRU, dacă a apărut cu voie sau fără voie, dacă i s-a luat pur și simplu imaginea și nu i s-a cerut acceptul. Pe mulți i-a băgat în ceață. Consilieri străini sau consultanță românească pentru campania electorală de la parlamentare? Vorbiți eventual în numele PSD București, dacă nu vreți să o faceți pentru Sunt, așa partid. cum știți, președinte PSD București și Ilfov și lucrăm cu resurse interne pentru București și Ilfov, proprii noștri colegi, consultanți, consilieri care ne-au mai ajutat și în celelalte campanii. Și, în primul rând, cea mai bună campanie este aceea de a discuta direct cu cetățenii. Eu așa am făcut la locale, nu am avut cine știe ce case de consultanță și am câștigat mergând foarte mult pe stradă și discutând cu oamenii. E cea mai bună campanie. Am Și înțeles. ieftină. Există contestatare dumneavoastră care lansează în piață zvonul că Primăria Capitalei este în curs de populare, să-i spunem așa, cu resursă umană venită de la Primăria Voluntari. Cum răspundeți acestor tip de zvonuri sau poate realități? Eu am venit la primărie cu 10 consilieri pentru a conduce o instituție cu 860 de angajați. Asta dacă este să mă refer doar la angajații din primărie și mii de angajați în instituțiile din subordine. Unii din acei colegi au lucrat la un moment dat și la primăria din voluntari. Nu vă supărați. Credeți că dumneavoastră, dacă ați fi în locul meu, ați avea mai mare încredere într-un fost coleg al soțului sau într-un angajat care a fost adus în primărie de un fost primar și cine știe ce fapte dubioase a făcut la această instituție? Este normal și toată lumea înțelege că trebuie să lucrezi cu oameni profesioniști și de încredere. Și faptul că două, trei persoane au lucrat și în primăria din voluntari și au căpătat acea experiență și pot acum să mă ajute, nu este nici ilegal și nici imoral. Și în fine, ultima întrebare. Între PSD și PMB, care mai este timpul pe care Gabriela Firea îl mai poate acorda familiei? Dimineața, noaptea și puțin în weekend. Într-adevăr, asta este marea mea durere și apăsare. Activitatea este foarte intensă. Când ajung acasă, nu s-au terminat problemele. Continui cu telefoane, cu răspunsuri, cu mail-uri și familia îmi reproșează de fiecare dată. Într-adevăr, este o mare responsabilitate și, din nefericire, suferă familia.
Ea este cea care are cel mai mult de pierdut, iar eu sunt și rac, nu știu dacă știați, se spune că racul este mama zodiacului, sunt un om foarte atașat deci de familie și sufăr foarte mult. Contrar a ceea ce se spune, nu dați înapoi. Nu dau înapoi pentru că am ascendent în leu. Și atunci acesta mă motivează să merg întotdeauna înainte, dar cu sensibilitate și cu foarte mare prețuire și prietenie pentru oameni. Îmi place să cunosc oameni noi, îmi place să-i descoper și, așa cum spuneam, inclusiv cei pe care i-am găsit la primărie sau în instituțiile din subordine, îmi face plăcere când descoper oameni de calitate și vreau să lucrez cu ei în continuare și, bineînțeles, că răspund destul de negativ când văd oameni care mă păcălesc sau vor să mă păcălească și le iese odată, dar a doua oară nu le mai iese pentru că sunt vigilentă.